Autoritățile locale sunt de părere că simbolurile brâncușiene sunt folosite în exces în reclamele publicitare, iar acest lucru este un abuz. Această situație nu este agreată nici de reprezentanții centrului Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. În tot mai multe reclame publicitare care nu au nicio legătură cu județul Gorj, cu municipiul Târgu Jiu sau cu operele brâncușiene, apar simbolurile marelui sculptor. Acest lucru nu este însă tolerat nici de municipalitate, nici de reprezentanții Centrului de Documentare și Promovare Constantin Brâncuș. Folosirea în exces a acestor simboluri și oricum și poate să dăuneze de folosirea sau, mă rog, de drepturile de autor privind imaginea operelor brâncușiene se ocupă societatea Vizarta și ei sunt cei care pot să intervină atunci când se petrece un astfel de lucru. În perioada următoare, reprezentanții municipalității vor avea o întâlnire cu cei ai societății Vizarta, cea care gestionează drepturile de autor în cazul operelor lui Brâncuș, pentru a încheia un acord care să permită să aibă un cuvânt de spus în viitor. Pot fi folosite aceste opere în diferite spoturi publicitare, dau un exemplu, care să afecteze imaginea municipiului Târgu Jiu ca proprietar al acestui ansamblu. Dacă cineva dorește să folosească imaginea Brâncuș, nu doar a operelor de la Târgu Jiu, tot ce înseamnă Brâncuș, trebuie să aibă acordul moștenitorului reprezentat de o societate, Vizarta. Coloana infinitului, masa tăcerii sau poarta sărutului sunt simbolurile cele mai reprezentative ale județului Gorj.